Presupusul violei ar fi avut loc chiar în sediul primăriei în cursul zilei de duminică. Viceprimarul Cornelia Dorobanțul a declarat polițiștilor că edilul Dumitru Chiru a intrat peste ea într-un birou și a început să-i facă avansuri. În acel moment și-a făcut apariția chiar soția acestuia, care i-a atacat pe amândoi. Umilită și speriată, viceprimărița s-a prezentat cu certificatul medico-legal la poliție. Polițiștii din cadrul postului de poliție Lumina au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie ar fi fost victima infracțiunii de tentativă de viol. În cauză s-a deschis un dosar penal în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Din ziua scandalului, activitatea în primărie a fost sistată. Nici edilul, nici viceprimărița nu sunt de găsit. Și aveți idee când vine? Domn primar, e în concediu cu data de 23. Este în concediu cu data de 23. Și doamna viceprimar? Nu știu. A venit astăzi? A venit zilele acestea? Deci nu știm nimic. Nu știți nimic de dânsa? Sau? Nu, de dânsa, de nimic. Deci înțeleg că nu a mai venit la primărie. După incidentul respectiv. Nu știm despre ce incident vorbiți dumneavoastră. Vorbele despre idila neterminată a primarului sunt subiect tabu în primărie. N-am auzit așa ceva. Dar îl credeți în stare pe domnul? Nu. În ziua alegerilor. Chiar în ziua alegerilor? N-are cum să fie așa ceva. Păi de cum să... Adică te iau ca și cum te iau, hai, să te violez. Cât despre localnicii din Lumina, aceștia spun că viceprimărița este cea care ar fi pus la cale totul. Cum fata aia tânărea? Credeți stare de așa cred, ceva? Nu cred, domnule, nu avem de primar așa. De ce? Nu e, domnule, primarul nostru așa ceva. De ce primar aveți? Cum foarte primar? Bun, ne ajută, când avem necazuri, ne ajută. Și doamna vice cum este? Și e fată bună. E fată... Când ați văzut ultima dată? Săptămâna trecută, parcă nu? Dar vă vine să credeți că ar fi putut să se întâmple așa ceva? Nu. Și atunci de ce ar fi depus doamna Vici o asemenea plângere? Ca să facă rău, asta e, asta e tot, dar altfel nu cred. Să-i facă rău primarului sau? Da, dar asta nu, nu. Nu este adevărat, domnul primar este un om foarte calculat și nu cred că a decurs la asemenea gesturi. Dar de ce crezi că ai făcut doamna Vici o asemenea plângere atunci? Nu știu, se poate întâmpla orice, dar la domnul primar... Nici vorbă de așa ceva. Pe dânsa o știți? Da, o cunosc. E un om mai... Ce să vă spun? Credeți că umblă cu asemenea chestii doar să... Probabil. Edilul Dumitru Chiru are 57 de ani, iar viceprimărița Cornelia Dorobanțu doar 30. Primarul este la cea de-a treia căsătorie, iar soția lui, mai tânără cu 20 de ani, este tot angajată a primăriei din localitate. Dumitru Chiru este nașul de botez al băiețelului Corneliei Dorobanțu.